Devon Mitchell a fost din nou nașul mureșenilor. După ce în tur a adus victoria gaziștilor printr-un aliup de senzație, americanul a fost și de această dată cel mai bun om de pe teren și a ridicat sala în picioare cu reușitele sale. Devon Mitchell a fost omul numărul 1 pentru gazmetan în partida câștigată cu Basket Club Târgu Mureș. Americanul a reușit 21 de puncte, a bifat 6 recuperări și o pasă decisivă, fiind cel mai bun marcator al formației sale. Great game, great show. Thank you. How was it? How did you feel in the field? You were on fire, practically. A fost un joc foarte important pentru noi. Echipa din Mureș e una dintre rivalele noastre. Am venit pregătiți, iar eu personal am fost foarte concentrat, pentru că am simțit că trebuie să le demonstrăm că suntem mai buni ca ei. Ai reușit câteva execuții spectaculoase în seara asta. Totul a fost pentru fani. Toate slam dunk-urile sunt pentru ei. Asta e stilul meu de basket. Dacă simt că pot înscrie așa, cu siguranță o să zbor. V-a motivat în plus faptul că ați pierdut etapa trecută cu energia. Cu siguranță, lucrul ăsta a fost în mintea mea, dar trebuia să merg înainte, la fel și echipa. Știam cât de important e meciul ăsta pentru noi. Trebuia să fim concentrați și, din fericire, am reușit să obținem victoria. I had to move forward and the team had to move forward and we knew how important this game was for us and we all had to stay focused and luckily we came out with the win. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă, pe curând!